Aflăm, iubiți credincioși, în duminica a treia din postul mare. Când am început acest timp sacru, l-am început cu o rugăciune din prima duminică, în care ne se spune că postul în care ne aflăm este un adevărat sacrament al lui Hristos. De fapt, rugăciunea se inspira dintr-o predică a Sfântului Leon cel Mare, care numește postul lui Hristos de 40 de zile, ceea ce este în realitate, un act al Domnului, un sacrament prin care ne-a mântuit așa cum ne-a mântuit prin Sfânta Cruce. Ne sfințește prin acest act. Duminica aceasta în care ne aflăm continuă dezvăluirea misterului lui Hristos, manifestarea sacramentului său, începută în prima duminică din post. Atunci, cu toată liturgia în biserică, ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea harul de a pătrunde mai adânc în cunoașterea misterului lui Hristos, dar și al misterului omului. Și această dezvăluire a misterului Domnului, în prima duminică a fost făcută de prezentarea firii umane a lui Hristos în luptă directă cu potrivnicul mântuirii noastre, în acea experiență a ispitirilor pe care a făcut-o Iisus și din care a ieșit biruitor pentru noi. În duminica a doua ni s-a pus în lumină de către această liturgie firea lui dumnezeiască prin misterul schimbării la față. Schimbarea la față a Domnului, după cum am văzut, a fost o dezvăluire moderată și temporară a învierii sale, o anticipare reală a învierii lui Hristos, dar și a dezvăluirii firii lui dumnezeiești, făcută și de vocea Tatălui, care a răsunat din nor, și de strălucirea norului luminos, simbol al Duhului cu care Hristos era de o ființă, cu El și cu Tatăl. În această duminică, a treia, continuă dezvăluirea misterului lui Hristos. Și dacă în primele două duminici am văzut cele două firi unite, ipostatic, în persoana cuvântului, astăzi liturgia pune în lumină și unitatea de voință a lui Hristos cu Tatăl. El are o hrană de consumat și aceasta este împlinirea voinței Tatălui. Având aceeași fire cu Tatăl și cu Duhul, nu putea avea decât o singură voință. Ca atare, voința lui umană se supune voinței Tatălui. Și dezvăluirea misterului lui Hristos din această duminică constă în faptul că Ioan Evanghelistul ni-l manifestă ca apa cea vie, ca cel mai mare dar al lui Dumnezeu făcut omului. Textul din Evanghelia lui Ioan, pe care l-am proclamat, îl prezintă pe Hristos într-o împrejurare, am spune, firească, obosit de călătorie
se odihnește lângă fântâna lui Iacob. În momentul în care persoanele obișnuiau să vină la fântână să scoată apă, și ați văzut inițiativa lui Hristos. Începe un dialog cu o persoană din Samaria pe care evreii o disprețuiau, o națiune cu care iudeii nu se împăcau, ci cea a samaritanilor. Femeia este surprinsă că un iudeu îi cere apă de băut. Iudeii nu foloseau nici instrumentele de scos apă din fântână dacă aparțineau samaritanilor. Erau într-o continuă vrajbă cu ei. Acest text din Ioan, în care Hristos îi se dezvăluie din nou ca Dumnezeu, pentru că pronunță cel mai clar titlu cristologic prin acele cuvinte, Ego eimi, eu sunt cel ce sunt. Acest text care ne dezvăluie pe Hristos ca unsul lui Dumnezeu, ca Mesia, care vorbește cu samariteana, acest text care ne-l prezintă pe Hristos ca pe mântuitorul lumii, se inspiră din Vechiul Testament, în care Ioan Evanghelistul era expert. De fapt, în Geneză, în capitolul 24, ni se prezintă căsătoria lui Isaac cu Rebeca, care a avut loc cam în aceleași împrejurări, pentru că Abraham a trimis în Mesopotamia pe cel mai fidel servitor sau slujitor al său, Eleazar, se aducă de acolo, din rudenile sale, soție pentru fiul său, Isaac. Și iată că Eleazar o întâlnește pe aceea care va fi soție lui Isaac, pe Rebeca, lângă o fântână. Venise să scoată apă, ca și samaritana. Eleazar îi cere să-i dea apă de băut. Rămâne surprinsă, dar îi scoate apă din fântână, îi așează ulciorul ca să poată bea apă și adapă și cămilele sale. Este o relație pe care Ioan Evanghelistul o instituie între femeia samaritană de la fântâna lui Iacob și cealaltă tânără pe care o numește Partenos, fecioară, deosebită de samaritiancă. Aceasta este o tânără, spune capitolul 24 din Geneză, curată, n-a cunoscut bărbat și era Rebeca. Cealaltă, după cum am văzut, avea 5 bărbați și pe al 6-lea, care nu era al ei, un străin. Raporturile continuă arătându-ne deosebirile dintre Rebeca și samariteană, dar găsindu-ne în Evanghelia lui Ioan, avem de-a face cu un simbol pe care el îl alege. Este Evanghelia semnelor. Și simbolul e tocmai această persoană istorică, samariteanca, care devine figura bisericii în Evanghelistul Ioan. Iar cei 5 bărbați erau cele 5 zeități pe care asirienii le aduseseră în Samaria și cărora samaritenii se închinau. Cel de-al 6-lea bărbat este Iahve, Dumnezeu, căruia samaritenii îi aduceau un cult ilegitim în acea cetate a lor, iar iudeii la Ierusalim. Evanghelia ne-l prezintă pe Hristos ca pe cel care, deși era însetat, promite apa vie. Femeia rămâne surprinsă
și deja o întrebare încolțește în inima ei. Cine este acest străin? De unde are el apă vie ca să-mi dea? Dialogul lui Hristos o luminează, nu atât ca să o convertească de la starea conduită a ei morală deficitară, ci de a-i deschide mintea pentru a-i primi cuvântul și Evanghelia, și reușește ceea ce n-a reușit cu iudeii. O femeie cu asemenea moravuri, iluminată de cuvântul lui Iisus, și devine un fel de misionară a lui, pentru că orientându-se în timp ce discipolii veneau din oraș unde fuseseră să cumpere de mâncare, a lăsat urciorul la fântână, s-a orientat bine ca să bea apă și Iisus și ucenicii săi. Le-a dezvăluit samaritenilor că l-a găsit pe Mesia, că i-a spus tot ce a făcut, că este adevăratul profet și a invitat să vină să-l asculte. Iisus rămâne în Samaria 2 zile, iar oamenii din Samaria nu mai cred doar pentru cuvintele femeii căreia Iisus i-a dezvăluit taina inimii, dar au crezut pentru cuvintele lui Iisus și au recunoscut în el pe Salvatorul lumii, ceea ce nu făcuseră iudeii. Iubiți credincioși, dezvăluirea lui Hristos ca apă vie, ca și cuvânt al vieții, ca Mesia, ca Salvator al omenirii, ne angajează profund și credința noastră. Evreii și în timpul lui Iisus și în timpul lui Moise, din care a fost scoasă a doua lectură, s-au îndoit de prezența lui Dumnezeu în mijlocul lor. Noi, luminați de Evanghelie, suntem îndemnați să recunoaștem această prezență vie, vie făcătoare a lui Hristos în mijlocul nostru, prin cuvânt și prin Eucaristie. Recunoscându-L de Fiul lui Dumnezeu, obținem caritatea și darul Duhului Sfânt, simbolizat de aceeași apă vie de la Hristos. El revarsă în inimile noastre caritatea Duhului Sfânt și pe Duhul însuși, darul lui Dumnezeu, făcându-ne apți de a-i aduce lui Dumnezeu cultul Noului Testament, pe care Hristos l-a inițiat. Adevăr vă spun, nu vă veți mai închina nici în Samaria, nici la Ierusalim, ci vă veți închina Tatălui în Duh și adevăr. Dumnezeu este Spirit și caută asemenea adoratori în Duh și adevăr. Sfânta Tereza a Pruncului Iisus, în autobiografia sa, are un cuvânt care ne-ar putea ajuta în a aduce acest cult. Ea spune: C'est l'amour de sa créature que le créateur réclame. E la soif d'amour. Creatorul caută iubirea creaturii sale. Îi este sete de iubirea creaturii. Dumnezeu caută astfel de adoratori în Hristos și în Duhul Sfânt. Să oferim această sfântă liturghie, intrând adânc în acest cult al Noului Testament, pe care îl aducem lui Dumnezeu ori de câte ori celebrăm Sfânta Liturghie.